Un grup de părinți a protestat astăzi în fața sediului primăriei Chișinău. Ei sunt nemulțumiți de decizia Comisiei pentru Situații Excepționale Municipală, prin care în acest an a fost întreruptă finanțarea claselor și grupelor școlare cu program prelungit. Părinții spun că din această cauză vor fi nevoiți fie să-și lase copiii de unii singuri acasă, fie să renunțe la locurile de muncă pentru a sta cu cei mici. Potrivit reprezentanților primăriei, bugetul municipal din acest an nu le permite să aloce suma de 65 de milioane de lei necesară pentru a acoperi cheltuielile pentru grupele școlare care activează peste orarul stabilit și că vor încerca să identifice resursele necesare. Vrem grupe cu program prelungit! Vrem grupe cu program prelungit! Vrem grupe cu program prelungit! Galina Comendant este mama a 3 copii și spune că datorită grupelor școlare care aveau un program prelungit reușea să muncească. Acum femeia spune că va fi nevoită să renunțe la job și să-și dedice tot timpul doar copiilor. Programul de la 8 dimineața până la orele 4 seara. Da, respectiv noi putem și part-time să mai muncim, ceea ce fac și eu, part-time lucrez. Acum, dacă se va închide, trebuie să iau copilul de la orele 11 de la școală și ce fac eu cu el? Sau eu nu mai activez, nu mai lucrez și îmi dedic tot timpul casei și copiilor, sau, nu știu, le aduc, vin la primărie cu ei, la domnul Ivan Ceban. Să-i susțină pe părinți a venit și un grup de aleși locale ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Consiliera PAS, Zinaida Pop, a declarat că pentru această măsură ar fi nevoie de 35 de milioane de lei și că primăria ar avea banii necesari, asta în condițiile în care, potrivit ei, în acest an din bugetul de stat, municipalitatea ar fi primit cu 100 de milioane de lei mai mult față de anul 2023. Că noi, fiind consilieri municipali și fiind cei care aprobă bugetul municipal, vom opta și vom cere ca să se regăsească aceste resurse necesare. Pentru a finaliza acest an, nu sunt foarte multe, doar circa 35 de milioane, plus minus, de ce eu cred că acești bani se poate de găsit, mai ales în condițiile în care noi avem bani pentru concerte, 10 de milioane și atunci 35 de milioane pentru educația copiilor noștri, pentru siguranța lor și pentru ca părinții să poată să meargă la lucru, eu cred că este un nimic comparativ cu alte lucruri. De cealaltă parte, reprezentanții primăriei susțin că pentru a acoperi cheltuielile grupelor școlare cu program prelungit au nevoie de peste 65 de milioane de lei, bani de care deocamdată municipalitatea nu dispune. Chiar și așa, purtătorul de cuvânt al primăriei, Vasile Chirilescu, dă asigurări că grupele respective nu își vor sista activitatea. Activitatea grupelor cu program prelungit nu este anulat. Eu se activez în continuare la discreția profesorilor și a părinților. Sperăm ca guvernul să identifice surse financiare, să aloce acești bani de care este necesar pentru municipiul Chișinău și nu doar municipiul Chișinău. Bălți și în alte localități, municipii din țară unde sunt copii care au nevoie de program prelungit, să fie identificat aceste surse. Recent, deputatul neafiliat Gaic Vartanian a înregistrat în Parlament o inițiativă prin care propunea finanțarea din bugetul de stat a celor peste 1000 de grupe cu program școlar prelungit din toată țara. Pentru asta ar urma să fie alocate 67 de milioane de lei. Inițiativa acestuia a fost însă respinsă de deputați. În acest an, primăria municipiului Chișinău are un buget provizoriu de 6,9 miliarde de lei, cheltuieli de 7,1 miliarde de lei și respectiv un deficit de 200 de milioane de lei. Până acum, bugetul municipal încă nu a fost aprobat. Potrivit reprezentanților primăriei, acest lucru ar urma să se întâmple la una dintre următoarele ședințe al Consiliului Municipal Chișinău.